În noaptea zilei de 27-28 decembrie, a trecut la domnul, în urma unui infart, fratele Cristian Andraș, în vârstă de 44 de ani, tatăl la 5 copilași cu vârstele cuprinse între 8 luni și 10 ani. Cristi lucra ca inginer la o fabrică în Arad, fiind singurul care aducea venit în casă. Dorim să inițiem un proiect de strângere de fonduri pentru acești orfani și această văduvă. Mama a rămas cu cei cinci copilași pe chirie, neavând o locuință proprie. Ne dorim să înființăm un proiect de ajutorare și susținere financiară pentru familia îndoliată prin cumpărarea unei locuințe pentru ei. Știm că, cu ajutorul Domnului, vom putea finaliza acest proiect. Nu uitați, Dumnezeu lucrează prin mâna oamenilor. Vă mulțumim anticipat pentru mângâierile voastre. Cei care doriți, vă rog să participați financiar, o puteți face la conturile de mai jos în descriere. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.